Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM. Bine v-am găsit în Piața Victoriei, astăzi alături de o invitată specială, doamna de fier, de dincolo de Prut, de dincolo de granița de est a României. A devenit un model de luptă tenace pentru reformarea și modernizarea țării sale. Doamna Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, bună seara și vă mulțumesc că ați acceptat invitația la Europa FM. Bună seara, eu vă mulțumesc pentru invitație. Doamna președinte Maia Sandu, în urmă cu câțiva ani, cetățenii Republicii Moldova se uitau cu jind către evoluțiile din România. După ce dumneavoastră ați fost aleasă președintă a Republicii Moldova și mai ales după ultimele evoluții de la București, trendul s-a inversat și sunt foarte mulți românii care se uită cu jind către modelul dumneavoastră de lider. Sunteți conștientă de popularitatea pe care o aveți în cel mai reformist segment din societatea românească? Eu le mulțumesc oamenilor pentru încredere și pentru sprijin, dar probabil că este mai ușor să-ți placă de liderii alte țări. Iar noi aici la Chișinău avem foarte multe lucru. Este adevărat că am reușit să schimbăm fața clasei politice, dar am reușit să facem asta datorită cetățenilor. Datorită cetățenilor curajoși care au luptat de-a lungul timpului împotriva regimurilor corupte și antidemocratice. Acești cetățeni ne-au oferit nou un vot de sprijin, în special pentru agenda de reformare a justiției și de luptă împotriva corupției. Suntem la început de cale, sunt reforme dificile, dar suntem obligați să le realizăm așa cum am promis. Sunteți la aproape un an de când ați preluat efectiv mandatul și la mai bine de un an de când ați câștigat alegerile. Guvernul dumneavoastră e în funcție de aproape 6 luni de zile. Care considerați dumneavoastră că este cel mai mare succes și în oglindă cel mai mare eșec al acestui an de zile? În acest an, noi cred că am reușit să creăm condiții pentru ca să ajungem să avem pentru prima dată, după foarte mulți ani, o majoritate parlamentară formată din oameni onești, iar aceasta înseamnă o oportunitate extraordinară pentru a promova reforma justiției și nu doar, pentru a face ordine în instituțiile statului, pentru a porni reforme în economie și pentru a crea oportunități economice pentru cetățenii noștri aici acasă. Cam asta au fost cele mai importante realizări și probabil faptul că am reușit să îmbunătățim semnificativ relația Republicii Moldova cu partenerii de dezvoltare, cu țările care ne sunt prietene. Deci pe politică externă cred că am reușit mai multe lucruri. Am creat condiții și pe intern și pe extern ca să pornim programul de reforme. Bineînțeles că mi-aș fi dorit să avansăm mai repede pe reforma justiției, dar este o reformă complicată. Avem nevoie și de sprijinul comunității internaționale. Trebuie să implementăm o reformă care este credibilă, pentru că la moment avem așteptări enorme din partea cetățenilor să vedem progrese pe investigarea cazurilor de corupție mare, în special. În același timp, oamenii din sistem nu s-au schimbat. Sunt aceiași procurori și judecători care au lucrat pe timpul când instituțiile erau capturate și când se comiteau abuzuri și când se închideau ochii la abuzuri. Noi acum avem o provocare majoră să facem reforma justiției, dar în același timp această justiție care este în plină reformare să poată să demonstreze rezultate, repet, pe cazurile de corupție mare în special, pentru că este rușinos când după 7 ani de la furtul miliardului, de la furtul bancar, nu avem niciun om care să fie sancționat și nu avem niciun leu care să fie recuperat. În ce stadiu e ancheta? Acum, întrebarea este către procurori. Înțelegem că au început să lucreze după mulți ani în care au fost împiedicați ca să investigheze lucrurile,
dar și această fraudă și altele de proporții sunt prea dificile pentru noi, pentru sistemul nostru, și aici e nevoie de sprijinul mai multor țări, de sprijinul unor organizații internaționale, pentru ca să se identifice banii care au fost scoși din Republica Moldova și pentru ca acești bani să fie aduși acasă, împreună cu autorii acestor fraude, cu cei mai mari excroci, care, apropo, au părăsit Republica Moldova și acum au făcut cerere de azil în diferite țări ale lumii. L-ați localizat pe Vlad Plahotniuc? Din informația pe care o avem noi, se pare că este nu departe, în Turcia, și, mă rog, procesul de extrădare este mai complicat, dar instituțiile noastre, în sfârșit, au început să facă demersuri credibile pentru ca Plahotniuc, Platon, Șor și alții care sunt investigați pentru comiterea fraudelor de proporție să fie aduși în fața justiției din Republica Moldova. Există, din informațiile dumneavoastră, desigur, cât a ajuns la dumneavoastră, există conexiuni în România ale acestor rețele de devalizare a băncilor din Republica Moldova? Știu că există cereri din partea instituțiilor noastre de drept către autoritățile dumneavoastră pentru a constitui comisii comune, așa încât să avem șanse mai mari pentru demersurile sau îndemersurile noastre către alte țări, pentru a obține informații despre averi ilegale, despre bani, despre conturile în care se țin banii care au fost furați și din sistemul bancar, dar nu doar. Și da, credem că dacă aceste demersuri vor fi susținute și de instituțiile din România, atunci lucrurile se vor întâmpla mai repede. Din timpul pe care îl folosiți și care este timpul viitor și faptul că v-ați referit la cereri, nu la comisii existente, înțeleg că deocamdată solicitările dumneavoastră nu au primit un răspuns. Solicitările autorităților din Republica Moldova, judiciare. Nu pot să vă spun exact, pentru că nu este instituția prezidențială cea care face aceste solicitări. Noi doar le confirmăm atunci când avem ocazia în timpul întâlnirilor. Dar știu că au fost făcute asemenea solicitări și sper că ele vor fi aprobate, acceptate, așa încât să obținem sprijinul de care avem nevoie. Noi suntem o țară care trece prin reforme, dar aceste reforme nu vor putea consolida capacitatea și independența organelor de drept ale altor instituții ale statului peste noapte. În același timp, nu putem să ne permitem să lăsăm să mai treacă câțiva ani, pentru că acești bani între timp au schimbat foarte multe conturi și buzunare și este tot mai dificil să dăm de urmă acestor bani. De aceea contăm pe instituțiile puternice ale altor state care, în colaborare cu instituțiile noastre, ar putea să grăbească procesul de identificare și de recuperare acestor bani. Vom detalia puțin mai încolo reforma justiției, vreau să revenim la ea pentru că este cheia de boltă a mandatului dumneavoastră până la urmă, dar am să vă pun o întrebare care poate părea oarecum ciudată, nu cred că este însă. Aveți guvernul dumneavoastră, sunteți președinte al Republicii Moldova, dar considerați că în acest moment aveți cu adevărat puterea în Republica Moldova? În instituțiile noastre încă mai sunt multe persoane care lucrează pentru grupări corupte și aceasta este o realitate. Spuneam că avem o oportunitate politică extraordinară să facem ordine, dar e un proces care durează. Dacă vorbim despre justiție, guvernul a anunțat acest exercițiu pe care vrea să-l înceapă la începutul anului viitor, despre evaluare externă extraordinară a judecătorilor și procurorilor. Exercițiu care urmează să se facă cu participarea experților internaționali pentru a oferi mai multă credibilitate și doar atunci când vom petrece acest exercițiu vom avea siguranța că în procuratură sau în instituțiile judecătorești nu mai sunt oameni care își vând deciziile unei grupări corupte sau alteia. La fel și în altele instituții ale statului avem încă rămășițe ale sistemelor corupte din trecut
Și acest proces de curățare, dacă vreți, a instituțiilor statului va mai dura. Aveți într-adevăr în Republica Moldova magistrați cu averi colosale, absolut imposibil de justificat din venituri corecte, din venituri obținute în mod legal. În principiu ele sunt corupție nedovedită. La ei vreți să ajungeți prin această evaluare externă? Ce va viza ea anume? Partea de integritate, partea profesională? Sunt vizate ambele aspecte și primul este foarte important. Fiecare dintre ei urmează să dovedească proveniența legală a averilor. Și aici Guvernul și Parlamentul deja au făcut modificări la legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, care să permită evaluarea averilor membrilor familiei și rudelor unor persoane care sunt citate. Și al doilea criteriu va ține de evaluarea calității deciziilor date, pentru că avem exemple de decizii foarte ciudate și foarte multe asemenea exemple, care iarăși sunt o dovadă a controlului din partea unor grupări, control care a fost, păstrat sau impus de-a lungul anilor și care a condus la decizii ilegale care au prejudiciat enorm statul sau cetățenii. Acestea sunt cele mai importante criterii pentru evaluare. Bun, și după ce ați evaluat și ați descoperit merele putrede, ca să mă exprim plastic, aveți instrumente legale pentru a înlătura din sistem? Bineînțeles, și de asta e un pic mai complicat să promovăm această lege, pentru că încercăm să învățăm din experiența altor țări, așa încât să nu ajungem cu procese în instanțe de judecată și cu anularea deciziilor acestei comisii de evaluare externă extraordinară. Acești oameni vor pleca din sistem, unii dintre ei deja au început să plece, depun cereri de demisie. Acesta este un semn că înțeleg cât de serios este guvernul atunci când vorbește despre acest exercițiu. Altă întrebare pe care o avem este de unde vor veni noi judecători și noi procurori. Era și următoarea mea întrebare. Este o problemă, pentru că de-a lungul timpului foarte mulți oameni onești care au încercat să lucreze în organele de drept au plecat, nu au vrut să fie parte a acestor practici corupte și au plecat nu doar din țară, au plecat peste hotare. Acum este mai greu să îi readucem. Facem efort și aici. Între timp, guvernul încearcă să vină cu programe noi de pregătirea potențialilor judecători și procurori și știu că aici încearcă să aibă o colaborare și cu instituțiile din România, cu Institutul Magistraturii. Național al Magistraturii, presupun, da? Așa este. Bun, acum sunt niște reforme pe care le intenționați. Chiar vorbeați de experiența altor țări. Eu vă pot spune chiar România, care a început reforme, după aceea a stagnat, ne temem să nu dea înapoi. Mă rog, e un parcurs dificil. De-aia vă întreb, cum vă propuneți ca, prin ce măsuri vă propuneți să sigilați oarecum pe cât posibil acest început de reformă și fiecare pas de reformă pe care îl faceți, să asigurați cât de aproape se poate irreversibilitatea acestor pași pe care îi faceți? Cred că este important să redăm o încredere, o independență autentică sistemului. Și când vorbesc despre independență, mă refer la independența oamenilor onești, nu la independența unui sistem corupt, așa cum s-a întâmplat în trecut. Pentru că în trecut au fost adoptate tot felul de legi care arată foarte bine în teorie, dar în practică au permis capturarea justiției și folosirea ei în interese meschine, înguste. Acum este important să avem o masă critică de oameni onești în sistemul judecătoresc și în procuratură și să avem și un cadru legislativ care să le ofere independență acestor
acestor două domenii. Dar până atunci, cum spuneam, cel mai important este să curățăm sistemul de oameni care au comis ilegalități și care au mari probleme de integritate și care, din păcate, au fost în cele mai importante funcții în sistemul judecătoresc sau în fruntea procuraturii. Totdeauna există aceste riscuri și este greu să înțelegem când trecem de punctul de... Deci când aceste reforme devin irreversibile, probabil va trebui să luptăm în continuu pentru justiție și pentru instituții independente de luptă împotriva corupției, pentru că cei care s-au obișnuit să fure din banii publici, din averea statului, în special în cazul nostru, chiar dacă au plecat peste hotare, ei nu au renunțat la această idee. În primul rând, folosesc banii pe care i-au furat de la cetățeni, de la stat, pentru a submina eforturile guvernului de a face ordine în justiție și, în al doilea rând, evident, încearcă din răsputeri să-și păstreze schemele prin care au făcut bani ilegal. Ați început deja, dar veți intra într-o fază extrem de dură a acestei lupte odată cu evaluarea magistraților și cu înlăturarea din sistem a rețelelor mafiote ale lui Vlad Plahotniuc în principiu. Vă temeți de contraatacul acestor rețele, chiar și în plan personal, pentru securitatea dumneavoastră, dar și pentru securitatea mandatului dumneavoastră și a țării? Mai mult îmi fac griji pentru securitatea țării, pentru că aceste grupări oligarhice, corupte, au subminat instituțiile statului, au vulnerabilizat instituțiile statului și acum avem o situație în care suntem vulnerabili și la riscurile interne și la riscurile externe. Și e destul de complicat să reconstruim instituțiile sau să le construim, pentru că Republica Moldova de la independență nu a reușit să construiască instituții puternice niciodată. E o sarcină importantă și dificilă. Despre pericole la adresa unui demnitar sau altuia care, mă rog, au roluri importante în promovarea acestor reforme, noi ne-am confruntat cu situații mai complicate atunci când am fost în opoziție și acum... Pentru că, în sfârșit, s-a început investigarea acestor cazuri, descoperim și noi detalii despre lucrurile care se făceau împotriva oponenților regimului. Sperăm toți cei care au fost implicați să fie sancționați. De exemplu, am descoperit că angajații ai Ministerului de Interne erau folosiți pentru ca să urmărească oameni din opoziție, din societatea civilă, din presa care nu făcea jocurile regimului. Deci, efectiv, oameni plătiți de stat erau folosiți de aceste grupări pentru ca să lupte cu oponenții regimului. Dar este adevărat că riscurile de subminare eforturilor guvernării de reformare a justiției sunt periculoase și, în special, banii pe care ei i-au furat din bugetul de stat, acum îi folosesc pentru a finanța presă care dezinformează, care manipulează, pentru a crea partide politice, care nu sunt partide politice în înțelesul legii, sunt mai degrabă niște grupări criminale. Și aici, iarăși, noi trebuie să facem un efort să ne asigurăm că toată lumea își finanțează activitățile de partid în mod transparent, legal, toate campaniile să fie finanțate transparent și legal și instituțiile statului trebuie să poată să împiedice ilegalitățile sau încălcările de lege. Doamna Maia Sandu, ați trecut prin asemenea, ați resimțit asemenea încercări de destabilizare în acest an? Și mai ales spre finalul. Bineînțeles, acest an a fost o luptă destul de complicată între cei care au încercat să se mențină la putere în pofida ilegalităților și abuzurilor pe care le-au comis. Vreau să vă amintesc că am scăpat de un parlament în care
mulți deputați au schimbat 3-4 partide chiar pe mandatul de 2 ani al Parlamentului precedent și au făcut acest lucru nu pentru că și-au schimbat ideologia, dar pentru că au fost plătiți pentru asta și au primit bani foarte mulți. Deci a fost o luptă destul de complicată datorită cetățenilor. Am reușit să curățăm totuși o parte a clasei politice. Dar, așa cum spuneam, excrocii care au plecat din Republica Moldova imediat după alegerile parlamentare din vară și care probabil au fost surprinși de rezultatul alegerilor, acum au avut timp să își revadă strategiile și ne așteptăm să lovească din nou. Aveți informații că toți sau o parte dintre ei ar avea și susținere din anumite zone din România, instituționale sau nu? Nu avem asemenea informație și nu cred că este posibil acest lucru. Știm că unii dintre ei au cerut azil politic și, de exemplu, Vyacheslav Platon, care este investigat pentru spălătoria de bani rusești în valoare de 22 de miliarde de dolari, spălătorie, operațiune care s-a întâmplat pe teritoriul Republicii Moldova folosind judecători din Republica Moldova și câteva bănci din Republica Moldova. Iată, acest personaj încearcă să obțină azil politic în Marea Britanie. Așa cum am spus, Plahotniuc se pare că se ascunde în Turcia și ori se ascunde în Israel. Nu cred că sunt susținuți de instituțiile publice, dar bănuiesc că sunt susținuți de tot felul de grupări regionale, pentru că de banii pe care i-au făcut ei în mod ilegal în Republica Moldova au beneficiat multe grupări și în alte țări. Banii au ajuns pe conturile companiilor offshore, în de exemplu, în cazul Landromatului rusesc, în 60 de țări. Ați vorbit de curățarea instituțiilor cheie ale statului. Ați reușit să curățați serviciul secret, SIS? Sunteți sigură pe el? Suntem la început de cale aici. Începem să lucrăm pe domeniul de securitate pentru a îmbunătăți capacitățile țării și vorbim și de serviciul de informații și securitate, vorbim și de alte instituții ale statului care pe parcurs au fost vulnerabilizate și care au o capacitate destul de căzută de identificare și combatere acestor riscuri. Ăsta este un domeniu în care, în calitate de președinte, am prerogative directe și aici începem o anumită reformă cu sprijinul partenerilor internaționali. Intenționați ca după terminarea, sau mă rog, după ce ajungeți cu această curățenie la un stadiu acceptabil din punctul dumneavoastră de vedere, să implicați SIS în combaterea corupției? SIS are, și acum o anumită contribuție. Știu că lucrează împreună cu Procuratura Generală și Ministerul de Interne are o direcție care ajută la colectarea informațiilor, mai ales că angajați ai Ministerului în trecut au fost implicați în acte de corupție și acte de abuz. Avem și Centrul Național Anticorupție, unde până acum lucrurile nu s-au întâmplat așa cum cere legea, dar a fost schimbat sau va fi schimbat managementul, a fost demis șeful acestei instituții, urmează să fie numită o nouă conducere și sperăm că una câte una instituțiile statului vor începe să își facă treaba. Dar, în paralel, aceste instituții trebuie să treacă și prin procesul intern de reformare și asta complică lucrurile, bineînțeles. Doamna președintă Maia Sandu, vorbeați de efortul dumneavoastră de a atrage magistrați tineri care să înlocuiască pe cei care ies de bunăvoie sau vor fi scoși din sistem. De asemenea, există, presupun, o funcționărime în ministere care trebuie și ea înprospătată pentru ca instituțiile să funcționeze bine. Nu e suficient să ai miniștri buni, trebuie să ai și un aparat care să-l susțină. Punctul comun al celor două ar putea să fie, sau cel puțin asta a arătat experiența românească, nivelul de salarizare. E greu să atragi oameni buni care să muncească pe bani puțini.
Cum rezolvați această problemă? Cum reușiți să-i aduceți? În ce măsură reușiți să-i aduceți? Este o problemă serioasă și eu am experiență îndelungată de lucru în instituțiile centrale ale statului sau cu instituțiile centrale atunci când am lucrat cu Banca Mondială. Și vreau să vă spun că am cunoscut diferite perioade, dar niciodată nu am văzut o situație mai proastă, o să spun lucrurilor pe nume, precum acum. Cred că cel mai mult a avut de suferit serviciul public în ultimii 10 ani și în special pe perioada lui Plahotniuc, pe perioada regimului lui Plahotniuc, atunci când oamenii profesioniști, buni profesioniști, care nu au vrut să îndeplinească ordine ilegale, au plecat din sistem sau au fost alungați. O altă parte dintre angajații instituțiilor centrale, ministerilor, agențiilor, care au un anumit grad de profesionalism, au cedat presiunilor și au îndeplinit ordine ilegale și acești oameni sunt compromiși. Iar acum suntem într-o situație foarte dificilă, când chiar dacă avem conducători bine intenționați și chiar pregătiți în fruntea acestor instituții, sunt prea puțini cei care pot să sprijine implementarea programelor. Și aici e nevoie de reforma administrației publice centrale, care să presupună și criterii clare, corecte de angajare și de promovare în funcție, dar și o salarizare mai bună. Problema este că Republica Moldova a fost făcute multe reforme ale administrației publice centrale și toate au fost făcute prost. Au discreditat, într-un fel, noțiunea de reformă. Și problema, a doua problemă serioasă este lipsa cadrelor. Oamenii au plecat din țară și la nivel de stat ne confruntăm cu acest deficit de cadre și la nivelul sectorului privat. Provocarea noastră este să îi facem pe oameni să creadă din nou în Republica Moldova, în statul Republica Moldova, așa încât tinerii să nu mai plece și, doi, să convingem o bună parte din cei care au plecat să revină acasă. Nu se întâmplă peste noapte. Avem exemple de oameni care au revenit, dar oamenii vor să vadă mai mulți pași serioși spre lumină înainte să iau o decizie să revin acasă. Și bineînțeles că noi avem nevoie de mai multe rezultate, să arătăm mai multe rezultate înainte ca să reușim să convingem mai multă lume să revină. Pe partea de salarizare, eu cred că există rezerve să îmbunătățim eficiența cheltuielor publice, să închidem toate robinetele prin care se scurg banii publici în buzunarele cuiva și aceste două elemente, lupta împotriva corupției, oprirea delapidării banului public și eficientizarea cheltuielilor publice, ar trebui să ne ofere mai multe resurse pentru ca să putem să creștem salariile. Dar într-o țară mică este absolut important să avem un stat foarte eficient. Și într-o țară mare. Și într-o, absolut. Și într-o țară mare, dar într-o țară mică este și mai important ca să avem un stat eficient. E o provocare serioasă, dar nu avem altă soluție. Doamnă președintă Maia Sandu, ați spus că ați menționat la succesele acestui an de mandat deschiderea către Uniunea Europeană și partenerii Republicii Moldova. Pașii sunt evidenți, pro-europenismul este indiscutabil și succesele sunt clare, dar la nivel diplomatic. Și vă întreb ce așteptări concrete aveți de la Uniunea Europeană? Noi, în primul rând, suntem recunoscători pentru sprijinul pe care l-am avut de la instituțiile europene în acest an, dar nu doar. Noi am luptat ani buni pentru democrație, am luptat împotriva regimurilor corupte și instituțiile europene au fost de partea cetățenilor. Acest lucru este foarte important, pentru că uneori ajungi într-o situație care pare fără soluție și mesajele de încurajare pentru cetățeni să continue să lupte pentru
democrație sunt foarte importante și necesare. O spun din experiență proprie. În acest an și mai ales după alegerile parlamentare, Uniunea Europeană a arătat toată deschiderea, a anunțat un program de sprijin pentru depășirea problemelor economice create de pandemie și Republica Moldova este într-o criză destul de mare, dincolo de criza pandemică care pune presiune mare pe sistemul sanitar. Noi avem și o problemă majoră economică, prețurile mari sunt o povară pentru cetățenii Republicii Moldova, pentru că foarte mulți dintre ei au venituri mici și mai avem și criza energetică, impactul creșterii prețurilor la gaze. Acest sprijin din partea Uniunii Europene este foarte important. Noi avem planuri ambițioase și când zic noi, mă refer în special la executiv și la Parlament pentru implementarea proiectelor de infrastructură, în special pentru ca să putem să ne bucurăm de securitate energetică măcar peste 4, 5, 6 ani. Este nevoie ca acum să investim în proiectele care au fost tergiversate timp de 30 de ani, proiectele de interconectare cu spațiul european, cu România, pe liniile electrice, pe gaze și nu doar. Și evident avem nevoie de investiții, mă refer aici și la investiții în aceste proiecte de infrastructură la nivel național, dar și la nivel local și în proiecte pentru susținerea micilor afaceri și nu doar. Acestea sunt lucrurile la care poate contribui Uniunea Europeană. Ne consultăm și pe reforme, pe reforma justiției, pe reforme care țin de administrația publică centrală, de consolidarea capacităților instituțiilor statului, dar în același timp recunoaștem că suntem în urmă, dacă pot să spun așa, cu îndeplinirea angajamentelor din acordul de asociere, pentru că mulți ani s-a mimat acțiunile pe îndeplinirea angajamentelor și vrem să ne facem temele de acasă. Vrem să știm că Uniunea Europeană este deschisă pentru acest principiu care în engleză se numește more for more, deci cei țările din parteneriatul estic care înregistrează mai multe progrese să aibă accese la mai multe resurse, dar în general ne bucură acest sprijin și cred că avem tot ce ne dorim astăzi de la Uniunea Europeană. Uniunea Europeană. Există și o altă promisiune pe care ați făcut-o, aveți și un alt proiect, o relație pragmatică, ați numit-o dumneavoastră, cu Rusia. Ce așteptări pragmatice aveți de la Rusia? Ce înseamnă această relație? Cum o vedeți, relația pragmatică? Acordul pe 5 ani cu Gazprom nu știu dacă intră în accepțiunea unei relații pragmatice. Avem o relație complexă cu Federația Rusă și da, ne dorim o relație pragmatică și corectă. Avem subiecte care pornesc de la interesele cetățenilor Republicii Moldova. Ați menționat contractul pe gaze. A fost o situație și o perioadă complicată pentru noi și era mult mai simplu să negociem un nou contract, să avem un nou contract cu Gazprom, dacă nu era această creștere dramatică a prețurilor pe piața europeană, pe piața internațională. Această evoluție a prețurilor a complicat foarte mult situația și ne-a pus într-o situație complicată de negocieri. Avem totuși un preț mai bun decât prețul de pe piață și aceasta este o soluție temporară pentru noi. Între timp, trebuie să investim în proiecte de infrastructură, așa încât să nu mai avem această dependență cel puțin peste 4 ani. Dincolo de asta, avem mulți cetățeni care lucrează în Federația Rusă și ne îngrijim de situația lor acolo, dar și de contribuțiile pe care le fac în fondurile de asigurări sociale în Rusia. Acești oameni vor avea nevoie de pensii. Și încercăm să obținem un acord cu Federația Rusă așa încât ei să poată să beneficieze de pensii pentru plățile pe care le-au făcut acolo. Există problema transnistreană, care
este un domeniu, deci, un domeniu de risc pentru noi și cel mai important lucru pe care îl urmărim este să nu admitem destabilizarea situației. Și așa suntem într-o regiune în care riscurile cresc în fiecare zi, din câte vedem, și încercăm să păstrăm această situație calmă, dacă putem să o numim, cu anumite excepții. Discutăm, dacă vorbim despre regiunea transnistreană, discutăm cu Federația Rusă despre nimicirea armamentului care este acolo și care reprezintă un pericol foarte mare și din punct de vedere al mediului și din punct de, și din celelalte puncte de vedere, deci este o sursă de riscuri multiple. Discutăm acest subiect, dar ne dorim ca rezolvarea să fie făcută cu participarea OSCE-ului, de exemplu, sau a unei terțe părți. Și, bineînțeles, discutăm pe problema rezolvării conflictului transnistrean, dar aici folosim această platformă 5 plus 2, deci discuția nu este doar cu Federația Rusă, dar Federația Rusă, bineînțeles, că are un rol important în această discuție, pentru că știm care este relația dintre Federația Rusă și regimul de la Tiraspol. Ce vrea Rusia de la dumneavoastră? De la Republica Moldova, desigur. Cred că este o întrebare care trebuie să o adresați Federației Ruse. Ce simțiți? Ce semnale aveți? Am văzut noi de-a lungul timpului. Bineînțeles, Rusia nu este bucuroasă de apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Știm ce s-a întâmplat în relațiile comerciale dintre Federația Rusă și Republica Moldova. Republica Moldova a obținut acces pe piața europeană, a semnat acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană. Sunt probleme pe care nu am reușit să le rezolvăm nici până astăzi. Sunt obstacole, impedimente impuse exporturilor moldovenești pe anumite categorii de mărfuri doar pentru că am semnat acel acord cu Uniunea Europeană, chiar dacă Republica Moldova este în continuare membră a CSI și avem un acord de liber schimb în cadrul CSI care ar presupune inexistența acestor impedimente. Deci asta cred că este un lucru pe care l-am văzut cu toții. Altfel, Federația Rusă spune că își dorește o relație bună cu noi și am discutat despre fricile pe care le are, poate fricile sau îngrijorările pe care le are Federația Rusă după ce Partidul Acțiune și Solidaritate a câștigat majoritatea în Parlament în raport cu Transnistria. Noi am vorbit și repetăm acest lucru, ne facem griji pentru cetățenii de pe malul stâng al Nistrului și vom face tot ce ne stă în puteri, așa încât să îmbunătățim situația lor în condițiile în care acest lucru este, sau măsura în care acest lucru este posibil. Republica Moldova înseamnă și regiunea transnistreană și autoritățile de la Chișinău nu intenționează să întreprindă măsuri care ar înrăutăți situația oamenilor de acolo. Da, autoritățile de la Chișinău vor întreprinde măsuri de combatere a corupției, a schemelor de corupție, a contrabandei, pentru că prin Transnistria de-a lungul timpului s-au făcut bani murdari și de acești bani au beneficiat regimul de la Tiraspol, dar și oameni care au fost la conducerea în organele constituționale la Chișinău. Având în vedere că această așteptare principală, îmi spuneați, în viziunea noastră a Rusiei este legată de relația Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, deci esența până la urma mandatului dumneavoastră, aveți speranța să puteți într-adevăr să ajungeți la această relație pragmatică cu Rusia? Nu, am spus întotdeauna foarte tranșant. Vedem Republica Moldova mai devreme sau mai târziu
parte a Uniunii Europene și considerăm modelul european de dezvoltare ca cel mai potrivit pentru Republica Moldova. Am spus acest lucru de fiecare dată reprezentanților Federației Ruse și le-am spus că nu vedem de ce aceste aspirații ale noastre ar crea anumite probleme pentru o relație pragmatică cu alte țări, inclusiv cu Federația Rusă. Acum, evident, e nevoie de participare sau de înțelegere, de efort din partea ambelor părți ca această relație pragmatică să se realizeze. Noi, de aici, de la Chișinău, o să continuăm această politică corectă, dar așteptăm să fim tratați cu respect și de Federația Rusă. Simțiți încercări de destabilizare din partea Rusiei, inclusiv prin acest joc al gazelor? Există situații diferite, unele mai complicate, altele mai simple. În aceste negocieri, într-adevăr, a fost o situație de tensiune și această criză ne-a reamintit cât de important este să muncim pentru asigurarea securității energetice a țării. E rușinos faptul că în 30 de ani nu s-au construit niște stații de interconectare cu România pe curent electric. Este rușinos că în 30 de ani am rămas dependenți de decizia regimului de la Tiraspol în raport cu câtă energie electrică cumpărăm de acolo și la ce prețuri. Deci există riscuri externe, dar e nevoie de decizii corecte aici pe intern, așa încât să micșorăm aceste vulnerabilități. Nu este simplu, dar cred că oricum putem să facem multe așa încât peste câțiva ani să fim într-o situație mult mai bună decât am fost în octombrie al acestui an. Ați vorbit de situația regională. Acumularea de trupe rusești la granița Ucrainei vă îngrijorează? Simțiți miros de praf de pușcă? Bineînțeles că ne îngrijorează și sperăm că toată lumea, toți cei implicați, vor înțelege riscurile și vor face tot ce trebuie de făcut așa încât să nu se ajungă la complicarea situației, care este și așa foarte complicată. Doamnă președintă Maia Sandu, încheiem acest interviu cu o întrebare mai omenească, aș spune, adresată mai mult omului decât președintelui. Ați avut în acest an un moment în care să vi se pară prea mult, prea greu, să fiți copleșită de frustrări în fața obstacolelor despre care am tot vorbit în aceste minute și v-a încercat cumva vreodată tentația de a renunța? În acest an nu am avut asemenea momente, am avut asemenea momente până să ajung aici. Atunci când le ceri oamenilor votul și după ce obții votul, oamenilor nu mai ai dreptul să ai asemenea gânduri. Au fost momente complicate în primăvară, atunci când nu aveam încă acces la vaccin și rata de infectare și rata mortalității din cauza COVID-ului era foarte mare și vreau să folosesc această ocazie să-mi exprim încă o dată recunoștința pentru ajutorul pe care l-am primit din partea României și am primit vaccin foarte devreme în comparație cu alte țări. A contat foarte mult acest lucru. Am primit și altfel de ajutoare pentru sectorul nostru medical, dar vaccinul a fost un ajutor extraordinar pentru că oferind acest vaccin, am putut să-i protejăm cel puțin pe cei care au vrut să se protejeze. Avem și problema celor care nu vor să se vaccineze. Aici deja noi trebuie mai dumneavoastră. Să mai convingători. Dar acesta a fost un moment dramatic, după care al doilea moment foarte serios a fost criza gazelor. Pentru că atunci când prețul la gaze este de 1200 de dolari pe piață, și te gândești că cetățenii și economia trebuie să se ajusteze la o creștere de 5-6 ori, e clar că nu e posibil acest lucru, oricât de mult ar vrea bugetul să ajute. Și
Atunci a fost un moment foarte complicat. Dar nu renunțăm, avem sprijinul cetățenilor, am făcut promisiuni mari cetățenilor și o să muncim, o să facem tot ce putem ca să putem să oferim rezultate, dar e nevoie de efort comun. Lucrurile pe care trebuie să le facem necesită implicarea fiecăruia și contăm pe implicarea cetățenilor așa cum s-au implicat în acești ani pentru a nu permite regimului oligarhic, regimurilor corupte, pentru că au fost câteva, să țină țara în captivitate în continuare și pentru că oamenii au crezut în democrație, în pofida sărăciei, în pofida dezamăgirilor. Au crezut în democrație, au mers la vot și ne-au dat acest vot. Stimată doamnă președinte Maia Sandu, vă mulțumesc mult pentru acest interviu și nu pot decât să vă urez tot succesul de pe lume ca să o scoateți la capăt. Și eu mulțumesc și vreau să folosesc această ocazie pentru a mulțumi României, pentru a mulțumi cetățenilor României pentru sprijin și pentru prietenie și pentru că 1 decembrie e aproape. Vreau să urez la mulți ani tuturor românilor, la mulți ani României, pace și prosperitate țării și bunăstare românilor. Vă mulțumim! Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.